Meciul a început cu puțin înainte de startul partidei cu Steaua, când cei peste 1000 de suporteri ai echipei Petrolului erau escortați de jandarmi spre stadionul din Ghencea. Au luat mai multe pietre și obiecte contundente și au aruncat cu ele către forțele de ordine. Au fost mai multe persoane din rândul suporterilor rănite. După aceste scene, fanii echipei Petrolul au fost întorși din drum și escortați la Ploiești. Aici a început o nouă rundă a scandalului după ce se pare că suporterii au refuzat să plece de lângă autocare. Ce vrei, mă? Ce vreți, mă? Ce vrei? Părăsiți-vă! Părăsiți-vă! Hai! Acolo când am zis că vrem să plecăm acasă, ne-au luat cu bastoanele și ne-au omorât ca pe niște câini. Cu ce v-a dat? Piatră? Cu ce? Rambunați aici! Vine, mă, ca doi! În urma scenelor violente, trei suporteri au fost duși la sediul poliției, unde li s-au deschis dosare penale pentru ultraj.